Bună ziua tuturor! Sunt Tarotela cu etalarea pentru cei născuți cu soarele, luna, Venusul și ce mai vreți voi în semnul peștilor. Etalarea pentru septembrie 2019, dar nu uitați niciodată că timpul la nivel divin se scurge altfel, nu după calendarele noastre și ceea ce vorbesc acum poate să fi început să se materializeze, manifeste de câteva luni sau se va manifesta în lunile următoare. Da? Noi acum, în septembrie, preluăm un mesaj. Primul mesaj de la înger, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, da, în pești, este... Dragostea îndură. Și de fiecare dată când văd această carte și când văd acest titlu, mi-aduc aminte de Corinteni. 1 Corinteni cu 13, parcă. Pe care o am și versurile sau, în fine, cuvintele sunt puse și pe Facebook. Deci dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Dragostea este de ajutor și stă drept în fața fiecărei situații. Nu contează prin ce trecem. Toate lucrurile pe care le îndurăm, le îndurăm din dragoste. Nu din ambiție, nu din orgoliu, nu din ego. Acestea, la un moment dat, vor exploda și vor distruge, eu știu, ceea ce încercăm noi să construim din alte motive decât dragostea. Dragostea îndură mai mult decât poate cineva să-și imagineze. De reținut că atunci când avem de-a face cu diferențe între opiniile noastre și a celor din jur, între ceea ce ne dorim și ceea ce trăim, trebuie să înțelegem că suntem chemați să vedem și perspectivele celelalte persoane și perspectivele unei situații pe care poate nu am anticipat-o. Oricum, cartea aceasta îmi spune foarte mult și mai am de făcut etalarea și clasică în cruce celtică. Cartea îmi spune de fapt că voi, dragii mei pești, cu soare, lună, Venus, ascendent în pești, ați îndurat foarte multe. E ca o corabie încărcată, cu de toate. Interesant este și frumos de reținut este că toate aceste experiențe, toate aceste supărări, bucurii, orice ați îndurat, umilințe, nu contează, v-au îmbogățit. Și acum experimentați un început de cadorisire. Înainte de a începe etalarea, am încercat să meditez un pic și am simțit că mâinile cer să stea deschise. Trebuie să fiți deschiși, să primiți. De ce stăm cu mâinile deschise, cu brațele deschise? Ca să primim abundență, ca să primim ajutor, ca să primim dragoste. Nu poți să fii îmbrățișat sau să te lași îmbrățișat cu mâinile în sân. Da? Nu poți să primești abundență dacă stai cu pumnii strânși. Deci trebuie să fim deschiși. Și această abundență vine tocmai pentru că am îndurat și nu doar abundența va aduce și dragostea, dar probabil că pentru unii și alții va începe în diferite forme. Interesant iarăși este că în această imagine avem un cuplu. Probabil unii dintre voi vă veți întâlni cu o altă persoană asemănătoare cu voi, care a îndurat tot atât de multe, tot din dragoste și, ce fioram, și tocmai pentru că a îndurat la fel de multe ca și voi, vă poate înțelege și puteți pune bazele unei relații de viitor. Un soi de twin flame. Aici aveți, întoarceți-vă inima către lumină în cazul în care ați fost foarte mult triști și îngândurați din cauza unor situații. Fiți autentic, fiți reali și sincer cu voi înșivă. Vedeți ceea ce simțiți. Nu vă lăsați păcăliți cumva de ceea ce adesea cei cu planete în pești absorb din jur. Energiile altora. De multe ori avem impresia că noi ne dorim sau simțim lucruri pe care teoretic, pe care practic nu ni le dorim, dar sunt de fapt energiile altora, înțelegeți, da? Ascultați cu inima. În cazul în care v-a fost teamă să vă ascultați inima. Și
Pentru că acțiunile voastre au vorbit puternic despre acest concept de dragoste care îndură, intrați, vă apropiați de o legătură spirituală foarte profundă, cum am spus și mai devreme, vă apropiați, călătoriți, este Jupiter, pe ape, Neptun, pe ape, călătoriți mai aproape, începe să vă apropiați, iar mă repet, sunt cuvinte care, n-au cum să nu se repete, de sufletul vostru pereche. Dragii mei, vă doresc succes. Acum, haideți să vedem cărțile acestea ce ne pregătesc. Ia uite, faetonul. Călătorie, mers mai departe. O mai amestec o dată. Ia uite, turnul pe care l-am văzut mai devreme. Evenimente neașteptate, schimbări neașteptate. Și am văzut și regina de spade de două ori. Lăsați în urmă supărările. Am văzut regina de spade de două ori. Poate aveți un semn de aer în preajmă. Poate voi trebuie să fiți mai logici, mai raționali și să lăsați în urmă, să tăiați cu trecutul și să fiți autentici. Că regina de spade e foarte autentică. Să fiți autentici. Să începe să manifestați ce vă doriți voi, nu ce-și doresc alții. Ia uite, nebunul, să o luați de la zero. Cu ce? Cu control, cu autocontrol. Pentru unii poate să fie o persoană foarte importantă. Nu-mi place să spun despre împărat că e musa, e berbec sau taur. O persoană foarte importantă. Ori își dorește, ori voi sunteți, că și peștii pot să fie foarte importanți în cariera lor. Așa și dacă nu sunteți voi, e o persoană importantă care își dorește un nou început cu voi. Sau invers, da? Viceversa. Haideți să tăiem cărțile, că deja vor să vorbească, eu le-am amestecat. Pești, soare, lună, Venus, ascendent în pești. Septembrie 2019, dragii mei. Am emoții! Central, 3 de cupe. Vă bucurați. Vă bucurați. 3. E martie. Da? Poate aveți plane, v-ați născut în martie sau pur și simplu vă întâlniți cu prietenii. Încă e vară, încă mai e un dram de concediu pentru unii dintre voi, de vacanță, ultimile bucurii înainte de, eu știu, perioada de muncă a toamnei și a iernii va veni. 3 de cupe. Bucurie, întâlnire cu sufletul pereche. O întâlnire cu sufletul pereche care se va finaliza, eu știu, cuplu se va transforma într-o cupă. Așa văd acum cărțile. Cele două cupe ale fiecăruia se transformă într-una și voi deveniți unul cu această persoană. Că e semn de apă, că e alt semn, oricum, bucurie. O vedea dacă, ia uite, Jupiter aici. E clar că e bucurie, schimbare, da? Dar mergem mai departe. Ce vă provoacă? Extraordinar! Vă provoacă să ieșiți din aceste gânduri. Că e semn de aer care vă creează gânduri. Că sunteți voi, pur și simplu, mentalul vostru cel vechi. Eu zic că este cel vechi și este 8. Este transformare. Sunteți chemați să vă transformați, da? Gândurile. Să nu mai gândiți negativ pentru că ați trecut prin experimente negative, experiențe negative și experimente, da? Emoționale, să zicem. Da, de ce n-ar fi? Experimentăm situații, poate și profesionale și tehnici, da? La locul de muncă. Orice, da? Care v-au creat probleme, vă creează. Eu zic că, da, frumos, iar o cuadratură. Îmi place să văd aceste cărți în cuadratură. Cuadratură cu gemeni, poate aveți. Dar nu e obligatoriu să fie nici geamă, nici semn de aer. Posibil gândurile voastre. Probabil ați absorbit de la unii și de la alții o energie negativă și v-ați obișnuit să vă blocați sporul și eliberarea. Eliberarea depinde de voi. Doar să vă conectați, să fiți autentici, cum am zis mai devreme. Să vă bucurați. Voi sunteți jupiterieni, ca și săgetătorii. Aveți un potențial de a vă bucura din orice. Depinde de voi dacă vreți să faceți acest lucru. În trecutul îndepărtat, cavalerul de spade. Cât de îndepărtat o fi, o vedea dacă ceea ce citesc acum în septembrie se manifestă peste câteva luni, e posibil, da? Posibil acest cavaler de spade să deja să fie îndepărtat. Acum, eu știu, e apropiat, îndepărtat. Sunt niște vești, sunt iar semn de aer, mai mult sau mai puțin, gemeni, balanță sau vărsător. Niște vești
au venit brusc, un eveniment, e similar cu turnul, un eveniment care v-a dat peste cap și v-a creat așa, v-a îngândurat. Dar provocarea este să ieșiți din gânduri și să vă bucurați că fiecare situație, cum am spus mai devreme, este creată să vă aducă mai aproape de dragostea voastră, față de voi înși vă și față de sufletul pereche. Și să nu uitați că prin ceea ce treceți voi, trece sufletul perechii și dacă voi vă eliberați, se eliberează și ei și puteți manifesta această reîntâlnire. Reîntâlnire în sensul că probabil v-ați întâlnit și în alte vieți. Nu știu de ce vin așa mesajele, dar așa or fi. Cavaler de spade, mesaje, situații care vă aduc în fața unor discuții. Discuții foarte sincere, ca să nu spun musai tăioase. E posibil cu, pentru unii să fie și tăioase, dar e cavaler, vine repede. Cred că pentru unii dintre voi vine cineva să vă elibereze. Așa îmi place să văd. Acum vom vedea cum se așează cărțile. Vom vedea cum se așează cărțile. Trecutul apropiat. Muncă 8. Alt 8. Vreți să fiți independenți financiar? Poate aveți de-a face cu un semn de pământ, dar nu e obligatoriu. În ultima vreme zic eu că v-ați concentrat pe muncă pentru că așa fac peștii și mai ales cei cu ascendent în pești în august au soarele pe casa muncii și din acest motiv, pentru că muncesc unii pești foarte mult, pot să ajungă și sus, cum am spus mai devreme, cumpăratul, da? În ultima vreme v-ați dezvoltat noi abilități în orice sens, profesional, spiritual, mental și poate din acest motiv veți reuși să depășiți această provocare, să vă eliberați de gândurile negative. Ați muncit mult, practic, ați făcut afirmații, meditații, v-ați curățat în, eu știu, băi cu sare, băi cu, eu știu ce arome, v-ați curățat energetic. Dar, trecând peste aspectul ăsta care vine așa spontan, ați muncit pentru banii voștri și veți munci în continuare și veți ajunge la un stadiu, pentru că munciți, în care veți fi independenți financiar, veți fi maestri la locul de muncă. Viitor, ia, regina pe care am văzut-o de două ori, v-am zis, a vrut să apară. Semn de aer, ia, e clar că unii totuși aveți de-a face cu un semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător, sau cineva cu planete. Acolo, dacă nu e cineva, e cineva care, personaj evident, și cavalerul și regina sunt personaje. Cineva care va aduce și bucurie și stres în același timp. Pe care i-ați întâlnit ori voi pe ei, ori ei pe voi la locul de muncă. Regina de spade energia viitorului îndepărtat sau conștientului, ceea ce conștientizați acum veți manifesta în viitorul îndepărtat. Regina de spade vrea să se elibereze de aceste blocaje mentale, evident. Sau, eventual, dacă blocajele sunt ale voastre, vă ajută să vă eliberați. Oricum, regina de spade discută ca și cavalerul direct. Poate vor fi niște discuții legale despre niște chestiuni. Vom vedea. Vom vedea cum se așează cărțile. Dacă regina de spade va aduce bucurie sau stres, poate să fie alt personaj, da? Nu neapărat cavalerul care ar veni și v-ar salva. Poate să fie alt personaj. Orice altă zodie care se manifestă rece. Mental. Poate să fie și un scorpion, că scorpionii pot să fie foarte tăioși, da? Au spade. Dar vom vedea. Ah, ce frumos! Doi de cupe! Acum o prezente clar că v-ați conectat, v-ați întâlnit. Prezentul apropiat, viitorul apropiat, prezentul, da? Legat de trecutul apropiat, am zis la locul de muncă sau prin muncă sau ați muncit foarte mult. Și asta înseamnă, într-adevăr, mult, 8 luni, 8 ani, să vă apropiați de acest suflet pereche. Și a venit un alt om cu planete în semne de apă care vă ajută să corespundeți emoțional. Un om care vă înțelege emoțional, nici nu trebuie să spuneți foarte mult că vă simte. Comunicați telepatic foarte profund.
E o discuție dacă la locul de muncă avem 8 de monede, poate să fie și o colaborare care vă aduce bucurie, poate să fie un exchange de bani, de nu știu ce și vă bucură, da? Și vă scoate dintr-un stres, probabil că nu găsea soluții cum să faceți bani, da? Oricum, trecând peste asta, de obicei sufletul pereche, sufletul darmic. Of, ce frumoși sunteți! Cineva e îmbrăcat în alb, unul dintre voi e îmbrăcat în alb. Asta, eu știu ce poate să spună, eu știu, dar n-aș vrea să vă zăpăcesc prea mult de cap. Vedeți și voi cunoați mesajul. Unul dintre voi e îmbrăcat în alb. A, aveți de-a face și cu farmacia și cu vindecare. Da, e clar, nu știu, deci acum mi-a venit mesajul, acum îl dau. Ce să mai... Deci unul este legat de vindecare, de farmacie, de spital, de vindecare. Aceste cupe, aceste emoții vă vindecă. Pot să fie și cupe cu medicamente, într-adevăr, dar înainte de asta e vindecarea voastră sufletească și spirituală. Poate. E o întâlnire ghidată de îngeri. Au muncit mult îngerii, mult au muncit și îngerii, nu doar voi. Dar au muncit pentru că v-au văzut pe voi că munciți să ieșiți din blocaje. Au muncit să vă aducă aproape. Pentru foarte puțin dintre voi e posibil regina de spade să fie oarecum invidioasă, în varianta negativă, dar deocamdată n-a sărit cu capul în jos. Eu pun cărțile pe toate în aceeași ordine și dacă vor să sară, sunt libere să sară. Deocamdată n-a sărit cu capul în jos să zic că manifestă ceva negativ. Nu. Regina de spade poate e un semn de aer care are nevoie de emoții ca și voi, rămâne de văzut. Pentru că și semnele de aer sunt foarte profunde, însă ascund, nu arată. Sfatul. Wow! Justiția. Balanță pentru unii dintre voi. Interesant cu apare. Dacă nu este balanță, sunt niște chestii legate de justiție, de discuții care țin de, eu știu, acte, documente. Oricum, fiți în echilibru. Pentru că voi, dacă sunteți în echilibru, ați îndurat foarte mult, vine și sufletul pereche să vă echilibreze, să vă bucure și se manifestă această justiție divină. Dar este sfat. Sfat este să comunicați în echilibru, nici prea emoțional, nici prea mental. Da? Avem aici regina de spade, să comunicați. Despre ceea ce simțiți, despre ceea ce simțiți și blocajele pe care le-ați simțit sau le simțiți, despre orice. Justiția, balanța. Balanța, interesant că balanța în casa a șaptea are berbecul, îl are pe Marte, îl avem aici roșu. Trebuie să acționați în relații cu ceilalți. Echilibrat. Și ce înseamnă asta, dragii mei pești? Înseamnă, printre multe altele, să nu mai dați atât de mult pentru că dezechilibrați balanța. Asta înseamnă să lăsați să și primiți, dragii mei. Trebuie să și primiți, de-aia vine acest suflet pereche, să și primiți, nu doar să dăruiți până vă epuizați și nu mai găsiți soluții să ieșiți din ele. Să vă și bucurați, să ieșiți și cu prietenii, nu doar să munciți. Pentru alții, pentru voi. Ar fi prima arcană majoră. Forță exterioară, nu e, asta a fost sfatul. Forță exterioară, iar semn de aer, interesant. Forță exterioară este. Probabil acest semn de aer care vine spre voi și lasă și el sau și ea la fel de multe probleme câte lăsați voi. Cum a fost în prima carte de la Înger, da? Am spus că acel suflet pereche a trecut prin foarte multe la fel de mult ca și voi. Aveți încredere. Aveți încredere. Cum are cavalerul de spade, are foarte multă încredere. E forță exterioară. Deci, cineva vine, lasă în urmă ceva negativ și vine în viața voastră. Repet, poate să fie semn de aer, dar nu e obligatoriu. Vine în preajma voastră ca să se elibereze de tristeți, de dureri și să se vindece în preajma voastră. Da? Aveți 3 de cupe, aveți 2 de cupe.
De ce vă este frică de 5 de monede? Vă este frică, probabil, unora. Care au muncit foarte mult pentru această independență pe care, cum să zic, o să o experimentați în foarte scurt timp. Că încă veți depinde de unii și de alții, dar dacă ar fi să depindeți de prieteni, e ok. Depinde acum de cine depindeți. Vă este teamă în cazul în care există niște discuții, da, cu Regina de Spade și Justiția, dacă sunt chestii legate de divorț, de moșteniri, de acte, de afaceri care trebuie rezolvate, resemnate, reformatate, cum vreți voi să le numiți, sau anulate. Vă este teamă cumva că veți trăi această stare de frig, de boală, de tristețe, de handicap. Poate să fie handicap financiar, da? Că vorbim de monede. Dar este o teamă. Asta tocmai pentru că ați suferit foarte mult. Și aici este provocarea să ieșiți din gândurile astea, pentru că dacă vă este teamă prea mult, veți manifesta teama, da? Dacă vă concentrați pe bucurie, pe sufletul pereche, acel om, acea persoană care vă emoționează și vă aduce vindecarea emoțională, veți manifesta bucuria. Înțelegeți, da? O, regele de monede. Asta vă doriți. Ori vă doriți o persoană care e foarte bine financiar. Ori vă doriți să ajungeți în această poziție și din acest motiv munciți. Ori, dacă există niște chestiuni legale legate de moșteniri, s-ar putea să vă doriți, da, evident, și să și manifestați o creștere financiară și stabilitate, în primul rând, pentru că regele este stabil. Avem semnul Taurului, Taurul este semn stabil, dar poate fi orice alt semn de pământ, poate fi orice alt semn, da, orice alt semn, nu contează. Poate să fie și semn de aer și de foc, da, un om care are bani, un om care e bine într-o postură bună socială, profesională, e rege, mai are un pic până la împărat. Deci a trecut prin foarte mult, are experiență, gândește lucrurile pragmatic. Vă doriți să fiți pragmatici, vă doriți să aveți abundență sau să întâlniți acest om care are toate aceste calități și vă poate echilibra. Voi puteți să echilibrați persoana altfel din punct de vedere emoțional. Sau poate voi vreți să doriți acest lucru altei persoane, da. Evident, există și varianta în oglindă. Pentru unii, regele de monede este și un profesor. Pentru alții este soțul care vă asigură ce aveți nevoie. Că avem vorba de, avem aici o justiție. Justiția poate să fie pentru cei care experimentați un divorț, vă doriți să rămâneți chiar și după divorț, de-aia vă aveți teama asta de 5 de monede, vă doriți să rămâneți echilibrați financiar și probabil aici sunt provocările, cum am spus mai devreme. Fai, regina de monede! Suflete perechi! Vedeți? Vă întâlniți în cazul în care divorțați unii dintre voi, de cineva care va crea blocaje, va simți singur în preajma lor. Viți într-o relație în care să vă simțiți singuri este cel puțin neplăcut. Da? Da? Ori voi, ori ei, lasă în urmă această situație. Un divorț. O separare, nu e obligatoriu să fie divorț. Oricum, regina de monede, clar, perechea perfectă a regelui de monede. Vai, și temperanța. Vi se echilibrează viața. Am vrut să văd cine e exact regina de monede, dar cu echilibru și cu sufletele perechi, eu zic, și cu trei de cupe, eu zic că este persoana cu care veți face cuplu.
în viitor. Aici aveți Jupiter. Faetonul iar pe care l-am văzut mai devreme, regele de cupe, voi. Ați învățat să blocați ceva legat de o familie care v-a adus multă suferință. Familia în sine v-a adus multă suferință. Poate? Ah, ce frumos! Da, cineva care va aduce o nouă dragoste și o bucurie pe care n-ați mai experimentat-o de foarte mult timp. Probabil aveți un suflet geamă, suflet pereche, în preajmă. Da. Ce am zis? Lucrurile se schimbă. Jupiter este planeta voastră guvernatoare, da? Jupiter schimbă norocul și dacă ați îndurat foarte mult, acum veți experimenta. Într-un timp de, probabil că acum se așează lucrurile în septembrie și vom vedea când, Jupiter aduce întâlniri de destin. Această întâlnire vine persoana, cum a zis mai devreme, și lasă în urmă tot atâtea probleme câte lăsați și voi. Și veți crește și vă veți echilibra. Și spiritual și emoțional, dar cel mai important, spiritual. Pentru că ați învățat că mentalul și materialul trebuie să rămână la locul lui, da? Faetonul. Amândoi vă veți uni experiențele și veți merge împreună către destinul vostru. Ce înseamnă regele de cupe? Înseamnă, dacă nu sunteți voi, puteți fi voi, evident, sau un alt semn de apă, cum am zis mai devreme, este o iubire profundă, la fel de profundă ca oceanul. Pentru că meritați, pentru că ați stat în picioare mult timp. Mai există și varianta că pentru unii un semn de foc v-a dezamăgit pentru unii. A stat în picioare. Ați rezistat. Da, mulțumesc. Și pentru că ați muncit foarte mult, vă veți apropia de acest 10 de monede. De persoana cu care vă echilibrați emoțional, puteți să faceți casă și avere. Și aș vrea să văd acum lucrurile dintr-o altă perspectivă. Există un 3 de spade, da. Există această rană pe inimile amândurora. Dar voi vă vindecați, voi vă aduceți bucuria, voi vă aduceți această mare dragoste pe care ați așteptat-o, voi începeți, puneți bazele, mici pași, într-o relație de lungă durată. Voi, da? Ăsta e semnul vostru. Pentru că ați stat foarte mult și v-ați sacrificat și meritați. Și aveți aici protecția divină, aveți aici o căsnicie. Că e cea pe care o lăsați, că e cea pe care o faceți, rămâne de văzut. Eu așa văd. Sunt foarte multe variante. Oricum, unii dintre voi am zis că lăsați o familie care v-a rănit. V-a rănit. O lăsați în urmă. Vă vindecați și mergeți mai departe către destinul vostru. Cam aceasta ar fi etalarea, dragii mei pești. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, echilibru și justiția divină este pe aproape. Și cuplul, uitați, cuplul, perfect. Vă pup numai bine, pa!